În aula 1 decembrie 1918 a primăriei municipiului Caransebeș a avut loc aseară lansarea volumului Comunitatea de avere din Caransebeș și evidența jertfelor bănățene din Marele Război, scris de Laurențiu Ovidiu Roșu. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Lansarea volumului Comunitatea de avere din Caransebeș și evidența jertfelor bănățene din Marele Război a avut loc în prezența autorităților locale, preoților, oamenilor de cultură din Caransebeș și din județ, dar și a cetățenilor interesați de trecutul urbei în care locuiesc. În cadrul evenimentului, preasfințitul părinte Lucian i-a oferit autorului cărții diploma de excelență Episcopelie Miron Cristea. Este un medicament, este un document, dar este și un album și, dacă vreți, un pomelnic extins al eroilor bănățeni din cele 94 de localități care au format regimentul de graniță și apoi, bineînțeles, comunitatea de avere din Caransebeș. Înțeleg că în volum sunt doar 90 de localități, 4 lipsesc, dar probabil că, sigur, cercetarea continuă. Volumul este structurat în două părți principale, are un argument, un cuvânt înainte și are un capitol intitulat Banatul în anii primului război mondial sau bănățenii pe front și acasă, și este partea principală, lista celor care au murit în război. Ce vreau să scot în evidență sunt următoarele aspecte. Volumul are la bază munca unei instituții, unei societăți private. Societatea privată a fost Comunitatea de avere din Caransebeș, așa cum reiese și din titlul volumului, iar listele au fost întocmite la 15 ani de la terminarea războiului. Aceste liste nu au fost întocmite de către preoți, nu au fost întocmite de către învățători, nu au fost întocmite de către cercetători, ci au fost întocmite de către pădurari. Și acesta este un alt lucru pe care vreau să-l subliniez, pentru că cei care au contribuit la realizarea acestor liste sunt oamenii ai locului. În cadrul evenimentului a avut loc și un recital de muzică clasică și unul de colinde și cântece patriotice, momente artistice oferite de artiști ai Filarmonicii Banatul din Timișoara și grupul vocal Etos al Episcopiei Caransebeșului. După lansarea volumului La Reșița, ne bucurăm să fim parteneri în prezentarea volumului pe care dr. Ovidiu Laurențiu Roșu îl semnează și aici la Caransebeș. Volumul apare sub egida Bibliotecii Județene Paul Iorgovici Caraș-Severin, cu finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în cadrul programului de aniversare a Centenarului României și a Primului Război Mondial. Evenimentul cultural a fost organizat de Episcopia Caransebeșului, Primăria Municipiului Caransebeș, Casa de Cultură George Suru, Biblioteca Județeană Paul Iorgovici și Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Caraș-Severin.